Ora de Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. Bine vă regăsesc, dragi radioascultători! Vă invit să gustăm dintr-o nouă porție de cultură pe care vă oferim cu drag în ediția de față a emisiunii Ora de Cultură. Vă veți minuna și dumneavoastră, așa cum ne-am minunat și noi, realizatorii emisiunii, cum se aliniază, grație zilelor de naștere, mai multe somități culturale care au devenit modele de gândire, dar și de reușită pentru generații la rând. Astfel veți afla mai multe detalii din viața marelui compozitor George Enescu, din expoziția cu genericul George Enescu, personalitatea culturii românești și universale, realizată de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și plasată de câteva zile în lumea online pe site-ul icr.ro și pe pagina lui de Facebook, despre scriitorul american laureat al premiului Nobel Ernest Hemingway, despre unul din marii poeți creștini ai secolului 20, Daniel Turcea, despre criticul și istoricul literar român Ion Scurtu, primul eminescolog care a valorificat proza și publicistica lui Mihai Eminescu, despre cel mai popular scriitor francez din lume, Alexandre Dumas, despre filosoful, poetul, eseistul, publicistul și scriitorul român Constantin Noica, cel care a adunat în jurul său generații de tineri gânditori, și despre cel care este astăzi Tudor Gheorghe, îndrăgit cântăreț, compozitor și actor român, căruia avem fericita ocazie să-i zicem la mulți ani, tocmai în ziua în care împlinește 75 de ani de la naștere. Să ne trăiți, maestre! Vă doresc audiție plăcută! Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Noutăți, evenimente, activități. Stimate domnule academician Valeriu Matei, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău anunță o nouă expoziție online cu genericul George Enescu, personalitatea culturii românești și universale. V-aș ruga foarte mult să ne vorbiți despre această expoziție, deja afișată pe site-ul ICR-ului și pe pagina Facebook. Este o expoziție complexă care îl vizează pe George Enescu, expresia superioară în muzică a spiritului românesc, cel care a dat splendoare întregei game de sentimente a neamului în care face parte, în lucrări simfonice de o rară muzicalitate și originalitate. Se știe că George Enescu, născut la 7 august 1881 în comuna Leveni, din județul Botoșani, într-o familie cu mulți copii, atât că era rămas singurul care a supraviețuit, ceilalți 7 frați și surori ai săi murind în copilărie, era fiul Mariei Cosmovice Enescu și a lui Costache Enescu. Ambii proveneau din familii de preoți, deci aveau tradițiile muzicale și muzica în sânge. Aici, la Leveni, el își petrece primii ani de viață, apoi familia trece în 1884 la Cracalea și de copil se vedește talentul acestui micuț George, care singur își făurește un instrument muzical, prima vioară, și o confecționează fiind copil și ia legătură permanentă cu muzica, cu lăutarii satului Liveni la 3 ani de zile, apoi cu cei din Cracalea care veneau acolo la conacul principal din sat și el însușește muzica, cum zice, după ureche, după un vestit lăutar din Dorohoi, Nicolae Chioru. Considerată a fi un copil minune, micuțul Jurjac, cum îi se spunea în familie, și apropiați, el visea să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. Se consemnează în datele biografice publicate de Muzeul Național George Enescu. Deci, zicea el, am avut
doi idoli și doi dumnezei care și-au pus pecetea și avea prin această proveniență de țăran și de mistică plecarea și către viața cotidiană și muzica acestei vieți, pământul și religia erau cele două divinități și religia ortodoxă din care proveneau părinții săi cu sonoritățile și muzica deosebite pe care o auzeam în bisericile din acea zonă a Moldovei. El, zicea Enescu, le-am rămas credincios și pământului și religiei, transferându-le în muzică. La 5 ani, în 1886, el compune o primă lucrare numită Țara Românească, operă pentru vioară și pian, și în același an tatăl îl duce la Iași la renumitul compozitor Eduard Caudela de la Iași, care îl ascultă, îi constată talentul și îi dă note muzicale, spune merge acasă, studiază notele muzicale și începe să cânte după note. Îi dă diverse opere muzicale, el învață bine notele și când revine la 7 ani, revine din nou la Iași, cântă înaintea profesorului de această dată pe note și acesta este încântat de evoluția pe care a făcut-o acest copil și dați-vă seama că imediat este recomandat să meargă la studii la vârsta de 7 ani să susțină probele la Conservatorul de Muzică din Viena. Și în ciuda vârstei foarte fragede, George Enescu este admis în mod excepțional la clasele preparatoare pentru vioară, iar la 9 ani trece deja la clasele superioare. Studiază acolo la Viena cu mari profesori ca Sigmund Bachrich, Josef Helmesberger Junior, Ludwig Ernst la pian și de la Helmesberger Junior învață elementele de bază ale studiului instrumentului, deprinde tradiția de interpretare a operelor lui Beethoven și Schubert. Acest profesor era și director operei de la Viena și avea să-l ajute să cunoască întreaga tehnică a dirijării unui orchestre de la această vârstă de între 7 și 9 ani. Urmează apoi cursurile teoretice muzicale, începând de la 9 ani, cu profesorul de armonie Robert Fuchs și din această perioadă datează și primele sale interpretări ca violonist. Astfel, el la 11 ani, George Enescu urcă pe scena de concert a Selei Bossendorfer din Viena, acompaniat de Orchestra Conservatorului din Viena. Deci, deprinde și zice el, n-am așteptat să le cunosc pentru a le compune. Compune rondouri, sonate, variațiuni și surprinzătoarea sa polivalență este imediat recunoscută. Criticii muzicali vienezi îl numesc un Mozart român, că el stăpânea și vioara și pianul cu o maturitate și o virtuozitate neverosimile pentru un copil de numai 10-11 ani. Ecourile vieneze ajung și în presa din țară și apar comentarii și, sigur, întreaga opinie publică, lumea de cultură, este, să zic eu, surprinsă de apariția un asemenea talent. Zicea Enescu, însă își mărturisea mai târziu că atunci când iubește ceva, îi se gravează în inimă pentru tot restul vieții. Și zicea că după opinia prietenului său Bernard Gavotti, cel care va face o carte amintiri cu George Enescu, eu împart cu Mozart acest privilegiu și aceste date native pe care le avea. La 13 aprilie 1892, în cadrul concertului Fantezie de Vöckstamp, în compania organistului Eduard Kremster, el apare și cucerește, are un succes extraordinar în fața publicului vienez. Concertmeister este un maestru berlinez, Fritz Strauss, și acesta îl ia, să zic, în atenția sa pentru a-l invita mai târziu la Berlin pentru concerte. George Enescu începe să apară frecvent pe scenele vieneze, berlineze și, în fine, familia regală română, Carmen Silva, cunoscută poetă, scriitoare, soția lui Carol I, ea îl declară pe Enescu, îl cunoaște când acesta revine în țară, copil al sufletului meu. Este invitat de familia regală, cântă și la București, cântă și încântă publicul, acest copil de suflet al reginei și Enescu va mărturisi mai târziu că regina m-a adoptat sufletește când s-a înapoiat din Germania în 1898 după o îndelungată absență. De aici începe marea sa carieră, Enescu devine o figură de primă importanță în muzica universală, nu doar în cea românească, își compune nemuritoarele sale rapsodii, simfonii, opere, își face ucenici, între care îl va avea pe Yehudi Menuhin, cel care îi va purta toată viața un respect și la inițiativa căruia se va inaugura și festivalul George Enescu la București, care îi poartă numele, cel mai important eveniment muzical al vieții culturale românești și trebuie să menționez și faptul că în timp primului război mondial, George Enescu este un filantrop de
desăvârșit, cântă pentru soldați, cântă pentru încurajarea lor, pentru a se aduna fonduri pentru cei răniți. Este și cel care vine la Chișinău și este în zilele reunirii Basarabiei cu țara și susține în seara zilei de 28 martie 1918 un splendid concert la Chișinău la care asistă tot sfatul țării care votase unire cu țara, clerul și toți fruntașii vieții publice din Basarabia. George Ionescu este cel care dă strălucire întregii perioade interbelice a culturii românești, este și concertează și operele sale sunt interpretate pe cele mai mari scene muzicale ale lumii. După instaurarea regimului comunist, el este nevoit să rămână în emigrație. Probabil dacă ar fi rămas în țară, regimul comunist de import de sorginte sovietică nu l-ar fi iertat. Și marele compozitor, marele violonist, marele pedagog, George Ionescu, se stinge la Paris într-o quasi singurătate. Din păcate, rămân operele sale fără ca să le preia cineva. Le preia oameni întâmplători care astăzi le stăpânesc și stăpânesc drepturile de autor asupra creației acestui uriaș compozitor al muzicii românești și universale. În această expoziție avem o bogată iconografie începând din copilărie, de la liveni, de la locurile copilăriei, cu toate etapele afirmării lui George Ionescu și cu ucenicii săi, cu Dinu Menuhin sau Dinu Lipati, fiindul său un alt mare compozitor și interpret, sigur, sau Caț Mândru sau Valentin Gheorghiu, toți ucenicii săi, Radu Adulescu, frații Gheorghiu și așa mai departe. Deci avem o bogată iconografie și o viață și operă a lui George Ionescu în imagini, în texte, documente inedite pe care ni le-a pus la dispoziție Muzeul Național George Ionescu de la Arhivele Naționale ale României și mărturii, desigur, despre George Ionescu, amintiri și, desigur, aprecieri critice, o bogată aici prezentă bibliografie de cărți consacrate lui George Ionescu. Ele sunt de ordinul sutelor deja de titluri apărute în spațiul românesc, în spațiul european și în literatura universală. Un mare compozitor care, cred eu, prin această expoziție va fi redescoperit. Avem aici și imagini a tuturor statuilor existente ale lui George Ionescu din spațiul european și din lume și cred eu că vizitarea acestei expoziții pe site-ul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu le va fi tuturor de folos. Avem și imaginea Viorii care a fost la Chișinău, adusă la Chișinău și la Vioară a cântat în sala cu orgă într-un concert special sprijinit de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Să mai spunem că și case memoriale sunt pe acolo, pe unde a trecut, a trăit George Ionescu. Oricine poate să viziteze și să se apropie de această mare personalitate care a fost. Cât privește casele George Ionescu, știți că s-au făcut și colete de bani la inițiativa unor mari interpreți, Alexandru Tomescu, Gabriel Croitoru, la care ne-am solidarizat cu toții, intelectualitatea s-a solidarizat, toată intelectualitatea românească și sigur că aceste case sunt locuri de pelerinaj și la Liveni și la Sinaia și în alte părți și este important ca tot ce este legat de numele compozitorului nostru național, marelui compozitor Ionescu, să fie păstrat și transmis generațiilor care vin după noi. Ciocârlia de George Ionescu, la vioară Angheluș Dinicu. Thank you.
Dicționar Cultural. Estimate domnule Matei, trecem la rubrica noastră Dicționar Cultural și mai trebuie să rămânem, după câte se arată, în luna iulie, privind personalitățile pe care ne dorim să le evocăm, și aș vrea să ne oprim la cel care a fost Ernest Hemingway, scriitor american născut la 21 iulie anul 1899, care în anul 1954 a luat premiul Nobel pentru literatură. Prin ce s-a impus acest mare scriitor? S-a impus prin operele pe care le-a creat, roman prim care îl consacră, Adio Arme, este între cele mai bune romane despre război scrise în literatura universală. L-aș pune alături de Război și pace, de Pădurea de Lev Tolstoi, de Pădurea spânzurați de Liviu Rebreanu, de Războiul sfârșitului lumii al lui Mario Vargas Llosa și un roman referențial care redă experiența lui Hemingway participând în primul război mondial, unde s-a înrolat ca șofer de ambulanță voluntar în Italia și fiind și rănit, decorat de două ori de guvernul italian, toată aventura participării sale la război, dar și iubirea cu asistentă medicală americană Agnes von Kurowski vor face și subiectul acestui roman Adio Arme. Se afirmă ca un corespondent foarte important, inclusiv corespondent de război, dar după terminarea războiului, el începe o perioadă de jurnalist la Chicago, apoi pleacă din nou, devine în Europa, în Franța, este corespondent al revistei Toronto Star la Paris. Aici îl cunoaște pe Gertrude Stein, pe Scott Fitzgerald, al un mare scriitor american al secolului 20. Ia contact cu scriitorii moderniști europeni. Parisul fierbe în acea perioadă interbelică în anii 20, de curente de tot genul, ale avangardei. E adunat toată lumea de creație acolo. Tot aici se căsătorește cu Elizabeth Hadley Richardson, de care divorțează 6 ani mai târziu, apoi călătorește prin toată Europa, Elveția, Italia, Grecia, Turcia, scrie articole despre războiul dintre cele două state, dintre Grecia și Turcia, e în Spania pentru a vedea coridele, apoi călătorește tot acolo și în timpul războiului civil din Spania. Într-un cuvânt, este un publicist prezent în punctele fierbinți ale planetei din timpul său, publică în 26 primul său roman, care a fost Fiesta, roman care se bucură de succes, și după care vin toate celelalte, iar cel mai cunoscut roman al său este acest Adio Arme, și sigur că premiul Nobel îl va lua pentru o novelă pe care o scrie, din considerentul că la un moment dat rămâne fără bani și o revistă îi promite un onorariu bun dacă le dă o novelă de bună calitate, și el scrie, acest bătrânul și mare, o novelă impresionantă, tulburătoare, despre lupta pentru supraviețuire între om și natură, dacă vreți, o novelă care are un succes răsunător în toate mediile culturale și literare și determină juriul premiului Nobel să-i acorde în 1954 această distincție. Hemingway se va stabili pentru o perioadă în Cuba până în 1959, când acolo se întâmplă Revoluția Anti-Americană și el pleacă. Cu toate acestea, nici revoluționarii cubanezi nu îndrăznesc să-i atingă casa, va fi transformată în casă muzeu, el acolo locuise timp de 13 ani și sigur că premiul Nobel pentru literatură îi dă curaj. În 59, revenind în Statele Unite, el resimte efectele bolii care îl măcina de mai multă vreme, se internează într-o clinică la Rochester, în Minnesota, pentru a-și trata și boala și depresia, pentru că este într-o mare depresie după ce e nevoit să-și părăsească locul, casa sa iubită de lângă Havana. Și la 2 iulie 1961, el, nesuportând depresia și singurătatea, se sinucide împușcându-se cu pușca sa de vânătoare. Era și un vânător cu experiență. Astfel trece la cele veșnice Ernest Hemingway, unul dintre marii prozatori ai secolului 20. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 22 iulie anul 1945 s-a născut Daniel Turcea, unul din marii poeți creștini ai secolului 20. A făcut parte din grupul oniric, onirismul fiind un curent în literatura română în anii 1960. De la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, da. Prin ce s-a impus acest poet? E unul din poeții importanți pe această latură, să zic, creștină, alături de Ioan Alexandru, sigur vorbim
vorbim acum alături de Vasile Militaru, care l-a anticipat alături de unii poeți importanți din literatura franceză a secolului 20. Dar Daniel Turcea e un poet și mistic și un poet al misticismului creștin. El se năștea la 22 iulie 1945 la Târgu Jiu, moare la doar vârsta de 34 de ani, e mormântat la Mănăstirea Cernica, unde se retrăsese și s-a călugărit. El făcuse liceul Nicolae Bălcescu, apoi Institutul de Arhitectură Ion Mincu din București. Debutează în 1968 în revista Amfiteatru, e din ultimul val al generației 60-iste sau promoția deja 70-istă. E debutant cu primul său volum, chiar Entropia, în 1970, care atrage atenție asupra sa și foarte mulți critici scriu despre el. Era o fire retrasă, un om introvertit, chiar monocărnos, fragil, căruia îi plăcea să ia parte la discuții, impunând oarecum prin calmul și prin blândețea sa. Era o ființă delicată și așa este și poezia sa. Nu? Cu minte, ea se așează pe marginea sufletului. E o poezie cu finețuri și cu fraze foarte, să zic, subțire, delicată, metafora pâlpâie în aceste versuri ale sale, abia perceptibil, e tulburător acest sentiment al morții care vine aproape în toate versurile sale. El știe să redea sterile cele mai profunde ale unei firi meditative aplicate asupra marilor enigme ale vieții și creației. Daniel Turcea va veni apoi după 8 ani de zile cu cartea considerată cea mai reprezentativă pentru creația sa poetică, Epifania, apare în 1978 la editura Cartea Românească, reeditată apoi în 82 și în colecția Hyperion a editurii Cărții Românești, și o altă ediție care îi prezintă poezia va fi cea din cele mai frumoase poezii, celebra colecție românească, Iubire, Înțelepciune fără sfârșit, cu o prefață a regretatului critic Valeriu Cristea. Haideți să-i dau citire unei mici balade. El i-a dat și balade, a abordat acest gen, însă nu sensul ei tradițional narrativ, ci cu un sens metaforic, parabolic, cu totul aparte. Balada păsării. Vie lumină, venind pe cale, inima-mi cere, pasăre lină, sufletul în lacrimi vrea, fără vină, numai să-l apere, numai să-l poarte sus peste moarte. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 23 iulie anul 1922 a murit Ion Scurtu, un critic și istoric literar român. Ce se poate spune despre această personalitate? Prin ce s-a remarcat ea la vremea ei? Oprindu-mă la această personalitate și văzând cât de scund era articolul din Wikipedia, chiar l-am completat și l-am așezat așa cum îl puteți vedea astăzi. Pentru că merită, am adăugat datele, pentru că merită, este un eminent eminescolog și editor al lui Eminescu. Este autorul primei monografii despre viața și opera lui Mihai Eminescu. El se năștea în 1877 la Brașov și murea la 23 iulie 1922. A trăit puțin, doar 45 de ani. El studiază la Budapesta, la Cluj și la Leipzig și a doctoratul cu o teză despre viața și proza lui Mihai Eminescu în limba germană, avându-l ca îndrumător științific pe profesorul Gustav Weig. Publică în limba germană biografia lui Eminescu, considerată de Nicolae Iorga cea din tâi bună biografie a unui scriitor român. În 1903, Ion Scurtu publică această primă monografie a lui Eminescu și în limba română, prilej cu care același Nicolae Iorga afirma: un nou Eminescu a apărut, minte sănătoasă de a ști, suflet doritor de a se împărtăși altora, inimă revărsându-se în bunătate, ochi puternici țintind necontenit idealul. A fost redactor la revista Tribuna, a colaborat la Semănătorul, la Noua Revistă Română, la Minerva și altele, și s-a remarcat mai ales prin studiile publicate în limba română și germană consacrate lui Eminescu. Toată viața sa a studiat și a scris despre Eminescu. Deci publică apoi portretele lui Eminescu, precum și ca unul din cei mai importanți și serioși aplicați științific asupra ediției, editor al unei părți din opera inedită a lui Mihai Eminescu, pe atunci puțin se editase din opera eminesciană. El editează
analizează geniu pustiu romanul lui Eminescu, îngrijindu-l și prefațându-l cu o prefață foarte pertinentă, remarcată de toți eminescologii care au urmat în 1904 la București. Apoi publică scrieri politice și literare. Puține dintre articolele lui Eminescu apăruseră până la el, nimeni nu s-a plecat asupra colecțiilor Timpului și altor reviste. El îngrijește această ediție, îi face o introducere, vorbește pentru prima dată de valoarea publicisticii eminesciene, care are o valoare și ea importantă, deopotrivă cu cealaltă parte a operei. Publică apoi proza literară, un volum așa și se intitulează în 1908, volum în care se străduie să adune toată proza lui Eminescu, câte putea fi adunată la acea etapă când nu începuse încă muncă asupra caietelor Eminescu, asupra operei scrise a poetului. Și în 1908 face o ediție de poezii, cea mai completă la acea oră, care este reeditată la București și în 1910. Deci un adevărat și conștiincios editor științific îl numește Perpesicius, cel care îngrijește ediția Opera Omnia Eminescu, care începe editarea operei integrale Eminescu și care studiază tot ce s-a făcut până la el în materie de ediții Eminescu. Să ne amintim de Ion Scurtu, eminentul eminescolog și editor. Dicționar cultural. Și tot în luna iulie, domnule Matei, în data de 24 anul 1802, s-a născut scriitorul francez Alexandre Dumas, recunoscut drept cel mai popular scriitor francez din lume. Și aș vrea să ne amintim despre acest mare scriitor. Da, e un scriitor care ne-a însoțit copilăria tuturor, pentru că aproape fiecare dintre noi, în copilărie, în adolescență, citeam Cei trei mușchetari, citeam Contele de Monte Cristo, fără nicio îndoială că acest scriitor, care a scris o operă uriașă, noi cunoaștem romanele sale cele mai cunoscute și care au fost traduse, să zic eu, capodoperele sale. Dar el a scris o operă vastă de câteva zeci de romane. Nu le vom enumera pe toate aici, ne-ar lua foarte multă vreme. Dar cel sunt mai prolific de romani. Scriitor. Păi da, are numai seria 1001 de fantome. Da. Acolo sunt aproape 10 titluri de carte. Are Turnul din Nels, 1832, Chian, Domnișoara de Belisle și așa mai departe. Dar noi știm în temei Cei trei mușchetari, după 20 de ani, Masca de Fier, Regina Margot, Contele de Monte Cristo, a scris spre sfârșitul vieții sale și Ocnașii de la Operă și Robin Hood și Fica Regentului și Cavalerul de Muleon și Conjurații și așa mai departe și Călău din Paris și Capitanul Richard și Ludovic al XV-lea și Curtea sa și așa mai departe. Deci 10 de romane, un scriitor care se năștea în iulie 24 a anului 1802 la Villers-Cotterêts-Esne și murea la 1870 la vârsta de 68 de ani. Provenea dintr-o familie, bunicul său fusese marchiz, Antoine Alexandru David de la Paleterie și a servit guvernul Franței ca general, comisar general de artilerie în colonia Saint-Dominique, astăzi Haiti, unde se căsătorește cu Marie Sezette Dumas, o sclavă de culoare. Și de aici provine și această asemănare dintre Alexandru Dumas și Alexandru Pușkin, care avea viță de arab venit din zona Africii. Da, sigur că da. Tatăl său a decedat la scurt timp după nașterea lui Alexandru Dumas, tata Thomas Alexandru, și el cunoaște de timpuriu și gloria și bunăstarea, dar și problemele vieții. Tatăl său fusese în armată, fusese ostaș toată viața sa, iar Alexandru Dumas crește împreună cu mama, primește o educație mai degrabă mediocră decât celebră, fiindcă resursele familiei nu îi permiteau cele mai înalte școli franceze, dar ceea ce le influențează în copilărie sunt povestirile mamei sale despre faptele de vitejie ale tatălui său în anii de gloria lui Napoleon. Astea îi aprind imaginația tânărului și pentru aventuri, pentru războaie, pentru istoria Franței și el studiază și citește cu asiduitate tot ce se referă la aceste aspecte. În 1823, când avea 21 de ani, Dumas se mută la Paris și datorită scrisului său frumos intră în slujba ducelui de Orlean. Are aici posibilitatea să-și aprofundeze cunoștințele, scrie teatru și cunoaște un succes cu piesa sa Henric al III-lea la Comedia franceză. Apoi își începe activitatea de romancier și romanele sale încep să se bucure de succes, sunt căutate, sunt cumpărate, sunt citite, devine un scris
scriitor foarte popular și realizează o vastă operă pe care ne-o lasă moștenire. În românește sunt traduse cam jumătate doar din romanele sale. Sunt traduse cele mai importante și cele mai de succes. Așadar, Alexandru Dumas, un scriitor care ne însoțește viața din copilărie și până la adânci bătrâneți. Dicționar cultural. Domnule Matei, și nu putem să trecem peste nașterea altei personalități, tot în luna iulie, în data de 12 anul 1909, cel care a fost Constantin Noica, filosof, poet, eseist, publicist, scriitor român. El este și membru post-mortem al Academiei Române. E cel care iniția acele dialoguri filosofice și mergea intelectualitatea la el ca într-un pelerinaj. Da, el se naște pe 12 iulie stil vechi, 26 iulie stil nou, 1909, în comuna Vitănești din județul Teleorman, își face gimnaziu, e un copil foarte capabil, îl aduc părinții la București, unde își face gimnaziu în anii 1924-28, apoi urmează liceul Spiru Haret, unde îl are ca profesor de matematică pe poetul Ion Barbu, Dan Barbilian, care îi devine un model. Aici își obține bacalaureatul în 1928. Debutează pe când era licean în revista Vlăstaru cu eseuri, care sunt publicate apoi în 1934 și în volumul Tesis sau Bucuriile Simple. Se înscrie la Facultatea de Filozofie și Litere a Universității București, secția de filozofie, pe care o absolvă cu excelență în 1931, cu o teză de licență, Problema lucrului în sine la Immanuel Kant. Apoi, aici îl are ca profesor pe Nae Ionescu, apoi frecventează și în anii aceștia de studenție Societatea Culturală Criterion, pe care o gira Nae Ionescu, un filozof recunoscut și recunoscut al acestei perioade, și aici are colegi pe Mihail Polichroniade, pe Haig Acterian, pe Mircea Eliade și ei devin acea echipă care vor să înnoiască literatura și spiritualitatea românească, această echipă cu Emil Cioran, cu Eugen Ionescu, care îl recunosc de lider pe autoritar pe Mircea Eliade. El rămâne noi ca fidel ideii că lupta culturală și nu cea politică este calea pentru reînvierea culturală a României și sigur că va activa și va fi un personaj important în viața literară, în viața spirituală a anilor 30. Se înscrie și la Facultatea de Matematică și face câțiva ani și de matematică la Universitatea din București. Își susține în 1940 doctoratul în filozofie cu teza schiță pentru istoria lui Cum e cu putință ceva nou, transformat apoi și într-o carte. Pleacă în 1940 la Berlin în calitate de referent de filozofie la Institutul Româno-German, Institutul Cultural de la Berlin de atunci și unde va rămâne până în 1944, în acei ani participând de mai multe ori la seminariile de filozofie a lui Martin Heidegger, marele filozof german a secolului 20, și acolo el se împrietenește și este coleg cu Alexandru Dragomir, un alt filozof important român. În paralel, împreună cu Constantin Floru și Mircea Vulcănescu, editează 4 din cursurile universitare al lui Nae Ionescu în anuarul Izvoare de Filozofie. Sigur că în țară, după instalarea regimului comunist, el cunoaște domiciliu forțat pe un timp de 15 ani de zile. Este trimis din București, exilat la Câmpul Lung Muscel. Aici el își desăvârșește sistemul filozofic, trasează principalele coordonate ale doctrinei sale de mai târziu, dar în 58 este arestat, condamnat la 25 ani de muncă silnică cu confiscarea întregii averi și alături de el vor fi arestat și mulți din colegii săi de generație, era chiar se numea Loto Noica. Execută 6 ani de pușcărie la Jilava și este eliberat în august 1964, atunci când începe eliberarea multor intelectuali români și a lui Constantin Cegiurescu și a altor mari intelectuali. Apoi, după eliberare, în 1964, se stabilește la Păltiniș, lângă Sibiu. Acolo, el, deși era consultant cercetător la Centrul de Logistică al Academiei Române din 65, dar avea un apartament cu două camere foarte micuți, unde făcea seminarii private pe
marginea filozofiei hegeliene, seminar la care vin să participe și Sorin Vieru și Gabriel Liceanu și Andrei Pleșu și alți tineri, dar cel mai des el stă acolo la Pălteniș, de acolo merge doar la lansări de carte cu Ioan Alexandru, cu Justinian Chira, cu alții tineri scriitori capabili. El îl întâlnește și comunică după ieșirea din pușcărie cu Nicolae Steinhardt, descoperă și el mănăstirea Roheia și îi descoperă și lui Nicolae Steinhardt, care își va petrece acolo ultimii ani de viață. Începând cu 1975, Constantin Noica nu mai părăsește Păltinișul, acolo vin ucenicii săi, el se stinge din viață la 4 decembrie 1986. Am avut onoarea în 1988, fiind cu Mitropolitul Antonie Plămădeală, cel care l-a și mormântat pe Constantin Noica, să asist la sfințirea noii cruci care s-a pus la mormânt, atunci în perioada, în zilele când eram noi în vizită la înalt preasfințitul Antonie, și să particip la sfințirea crucii de pe mormântul, împreună cu poetul Ioan Alexandru, de pe mormântul lui Constantin Noica. Opera sa, sigur că este vastă, multe dintre lucrările sale au apărut deja postum, ceea ce reușise el să editeze în timpul vieții, după volumul de debut Matese sau Bucuriile Simple, au fost conceptele deschise în istoria filozofiei la Descartes, Leibniz și Kant, Decaelio, schiță pentru istoria lui Cum e cu putință ceva nou, teza sa de doctorat, două introduceri și o trecere spre idealism, apoi pagini despre sufletul românesc, jurnalul său filozofic din 44 și toate lucrările pe care le va scrie pentru marea sa, cartea sa definitorie, Fenomenologia spiritului a Hegel, dar Devenirea într-o ființă, lucrarea sa care apare în 1981, volumul 1, și volumul 1 este Încercarea asupra filozofiei tradiționale, volumul 2, Tratat de ontologie, este volumul care îl consacră și care vine într-un fel, într-un dialog cu marele filozof Martin Heidegger și se înscrie în linia de preocupări majoră a filozofilor și a școlilor filozofice din secolul 20. Postum vor fi editate vreo 9 lucrări ale sale de filozofie și opere de publicistică, între care, sigur, vor fi și eseurile sale de duminică și Echilibru spiritual și de Dignite Europe sau Esența spiritului european. Noi știm foarte bine, cunoaștem această carte a sa de O rară finețe. Vor apare și lucrările sale de publicistică care fuseseră risipite prin presa vremii. Constantin Noica, unul dintre cei mai mari filosofi români, un mare publicist și un mare eseist, ale cărui cărți trebuie citite de oricine vrea să cunoască adevăratele profunzimi ale spiritului românesc. Dicționar cultural. Domnule Matei, la 1 august anul 1945 s-a născut Tudor Gheorghe, cântăreț, compozitor și actor român provenit dintr-o familie de țărani. Tudor Gheorghe, cel care îl cunoaștem, cel care a venit de nenumărate ori la noi și cel care ne minunează pur și simplu, ne încântă cu spectacolele pe care le face și le prezintă, precum ne-am deprins în fiecare an, ceva nou, ceva nou. Sigur că îi adresăm sincere felicitări, urări de sănătate și succes în continuare maestrului Tudor Gheorghe, care astăzi împlinește 75 de ani, acest eminent cântăreț și compozitor și actor, care se năștea la Podari Dolj la 1 august 1945, se manifestă de timpuriu, are norocul să fie la un teatru din Craiova, aflat în plin înflorire, ca să zic, în perioada tinereții sale. Teatrul din Craiova e unul de referință pentru teatru românesc contemporan. El se afirmă și până la 1989, dar după 89 activitatea sa devine una fulminantă, are 10 de spectacole de muzică și poezie, fiecare original, știe ca nimeni altul să selecteze, mai ales din poezia asta românească, texte de substanță. Este un exemplu, îl spuneam mai multor interpreți eu în dialogul cu ei. Domnule, luați exemplu de la Tudor Gheorghe, cum își alege poeziile, nu cântă texte întâmplătoare, da, pentru că e plin spațiul nostru
meu de fel de fel de texte aproximative, chiar agramate, versificări agramate și cântate cu atâta lejeritate și uneori chiar cu impertinență și care, desigur, nu fac onoare muzicii. El a făcut Colegiul Național Carol I din Craiova, astăzi Liceul Nicolae Bălcescu, apoi cursurile Institutului de Teatru din București, clasa de actorie, fiind un absolvent al anului 1966. A fost un actor al Naționalului din Craiova, un actor foarte bun, cu roluri jucate încă din studenție, debutând încă prin 1966 la vârsta de 21 de ani, afirmându-se în creații de mare profunzime pe care le-a interpretat în Mitică Popescu de Camil Petrescu, în Filfizonu Pedepsi, în Unchiul Vanea de Anton Cehov și așa mai departe. Apoi, din 69 își începe recitalurile sale de cantautor, după un lucru asidu și aplecându-se asupra poeziei eminescene, a poeziei argheziene, a lui Ion Barbu, a lui Lucian Blaga, a marelor creatori de sisteme poetice Nicolae în literatura Labiș, română. Da. Și din Nicolae Labiș, sigur că da, realizează acel spectacol recital al său care îl face foarte cunoscut, Șapte Balade, și care trezește admirația marilor scriitori, marilor poeți. Marin Sorescu vorbește despre el, Eugen Barbu și alți scriitori importanți ai acelei splendide generații a anilor 60. Apoi, după Revoluția din 1989, el va lansa un spectacol Cântece cu gura închisă imediat după Revoluție, abordând poemele care fusese răscrise fie în pușcăriile românești, fie respinse de cenzură, susține concerte în cele mai mari săli de concerte ale Bucureștiului, la Sala Palatului, alte săli, și face aceste splendide spectacole simfonice cu orchestră simfonică, primăvara simfonic, toamna simfonic, iarna, vara, toate acestea sunt niște spectacole de un nivel superior, atât muzical cât și literar poetic, și Tudor Gheorghe e într-o continuă activitate, l-am avut și în cadrul programelor ICR Mihai Eminescu la Chișinău, cu vreo 6 spectacole, lecția în repetate rânduri, și o să-l mai avem, cred, oaspete. Nu rămâne decât să-i dorim succes în continuare, noi spectacole, noi albume, noi interpretări și, desigur, recunoaștere pe care o merită în întreg spațiu românesc. Se știe că el a fost decorat nu doar în țară, cu Steaua României în grad de cavaler, ci și cu Ordinul Republicii în Republica Moldova. Îi dorim sănătate, succes și așteptăm reîntâlniri cu maestru Tudor Gheorghe la spectacolele sale de muzică și poezie. La mulți ani și neapărat o să-i auzim vocea în cadrul acestei emisiuni. Domnule Matei, vă mulțumesc foarte mult! Doamne ajută! Lumină lină, înregistrare din concertul Primăvara Simfonic Aniversar, muzică Tudor Gheorghe, versuri Ioan Alexandru, interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, Orchestra Națională Radio, orchestrator și dirijor Marius Hristescu, solist Tudor Gheorghe. Răsar din codri mari de crini, lumină lină, cuib de ceară, scorburi cu miere milenară. De dincolo de lumi venind, și niciodată poposind, un răsărit ce nu se mai termină.
nădăjduiește că într-o zi lumină lină vei poposi la noi de plină. Cine primește să te creadă, trei oameni vor veni să-l vadă. Lumină lină, plin lumină, răsar din codri mari de câinii, de-atâta noapte și uitare, că lumina pierit în zare a mai rămas din vechea lor luminile. Deasupra stinsului pământ, lumină lină, Logos sfânt.
Ora de Cultură cu Maria Bulat Saharneanu. Fără steag de cultură, poporul e o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga.